făcut test COVID acasă de la frate meu, am și aștept rezultatele. Deci că merge și la SARS-CoV simplu și la SARS-CoV-2, de atâta șleau așa de repede făcute. Pentru că este nou coronavirus, dar anticorp sau nu știu ce se observă acolo, antigen, testare rapidă antigen, antigenii ăștia pot fi detectați și că la ambii virus în faza acută. Că o să apară două dungi și rezultatul pozitiv. Dacă o să fie numai o dungă, e negativ. Dacă o să apară o dungă jos, sau nu o să apară nici o dungă, înseamnă că testul e invalid. Trebuie să treacă 10-15 minute. La mine nu a trecut decât vreo 3. A trecut sfertul regulamentar de oră și vedem că testul meu e negativ și reușit. Există și marge de eroare, evident, dar pentru că nu am nici simptome, pot să zic liniștit că merg în Moldova sănătos.